Cercetările în cazul capturii record de droguri din județul Tulcea continuă. Ancheta demarată până în prezent a condus la arestarea preventivă a doi cetățeni sârbi. Cei doi bărbați au fost reținuți preventiv în data de 24 martie de către Tribunalul Tulcea. Fiind acuzați de trafic de droguri de mare risc, aceștia au contestat decizia instanței și au fost aduși în data de 29 martie în fața magistraților Curții de Apel Constanța. Aceasta urmează să se pronunțe asupra contestației. Unul dintre cei doi inculpați a fost prins pe raza județului Prahova în timp ce se afla la volanul unui autotren înmatriculat în Serbia. Cel de-al doilea învinuit a fost identificat la punctul de trecere a frontierei Porțile de Fier 2, fiind pasager într-o mașină. Polițiștii de la combaterea criminalității organizate din București, Constanța și Tulcea, sub coordonarea DICOT, cercetează mai multe persoane implicate în acest caz complex de droguri de mare risc. Investigațiile au scos la iveală că sunt implicați și cetățeni români. Peste o tonă de cocaină a fost descoperită pe plaja localității Sfântul Gheorghe la 2 km în direcția orașului Sulina. Diicot Tulcea a fost sesizat că miercuri pe raza unei localități din județul Tulcea, dintr-o dubiță înmatriculată în România, a fost pierdut cu ocazia manipulării un pachet ambalat ce conținea un kilogram de cocaină. Puritatea era de circa 90%. Apoi au fost făcute investigații specifice privind traseul mărfii. Vineri, 22 martie, pe malul Mării Negre a fost identificată o barcă răsturnată, iar pe mal și în barcă erau mai multe pachete, a declarat Felix Bănilă, procurorul șef al DICOT. Acesta a mai adă adăugat că rostogolirea embarcațiunii cu droguri a fost accidentală, iar România era doar țară de tranzit pentru cocaina descoperită. Aceasta urma să părăsească teritoriul statului pe cale rutieră.